În acel timp, Iisus le-a spus iudeilor, Tatăl meu lucrează până acum, lucrez și eu. Pentru aceasta, iudeii căutau și mai mult să-L ucidă, căci nu numai că distrugea sâmbăta, ci spunea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-se egal cu Dumnezeu. Așadar, Iisus a răspuns și le-a zis, Adevăr, adevăr vă spun, Fiul nu poate face nimic de la sine, dacă nu-L vede pe Tatăl făcând, căci tot ce face El, face și Fiul la fel. Pentru că Tatăl îl iubește pe Fiul și îi arată toate câte le face și îi va arăta lucruri și mai mari decât acestea, ca să vă mirați. După cum Tatăl învie morții și le dă viață, la fel și Fiul dă viață celor cărora vrea să le dea. De fapt, Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata i-a dat-o Fiului, pentru ca toți să-L cinstească pe Fiul așa cum îl cinstesc pe Tatăl. Cine nu-L cinstește pe Fiul, nu-L cinstește pe Tatăl care L-a trimis. Adevăr, adevăr vă spun că cine ascultă cuvântul meu și crede în Cel care M-a trimis, are viața veșnică și nu ajunge la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Adevăr, adevăr vă spun că vine ceasul și acum este când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, iar cei care îl vor auzi vor trăi, căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să facă judecata pentru că este Fiul omului. Nu vă mirați de acestea, pentru că vine ceasul în care toți cei care sunt în morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși spre învierea vieții cei care au făcut binele, iar cei care au săvârșit nelegiuirea spre învierea judecății. Eu nu pot să fac nimic de la mine. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut voința mea, ci voința Celui care M-a trimis. Cuvântul Domnului, laudă ție, Hristoase! Lăudați să fie Iisus Hristos! Excelența voastră, cucernice Părinte Paroh, iubiți frați și surori în Hristos, eu nu caut voința mea, ci voința Celui care M-a trimis, ne spune Mântuitorul astăzi. Noi, voința cui o căutăm în viața noastră? Ce dorim să împlinim în viața noastră? Dorința noastră umană, voința noastră pământească sau dorința de fericire a lui Dumnezeu? Cred că viața noastră este prea mult ritmată de un cuvânt care apare deseori, dacă nu chiar zilnic, pe buzele noastre. Dacă aș fi fost, dacă aș fi avut, dacă aș fi știut, dacă aș fi putut. Și putem continua la infinit toată această pledoarie a cuvântului dacă. Pentru că deseori nu suntem conștienți că Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră chiar și atunci când greșim. Există în spiritualitate o sintagmă foarte interesantă și cât se poate de liniștitoare pentru sufletul nostru. Dumnezeu știe să scrie drept și pe rânduri strâmbe, cu referință directă la infidelitatea omului care deseori nu este capabil să răspundă chemării lui Dumnezeu și la fidelitatea lui Dumnezeu care continuă să investească în om, în planul pe care El l-a gândit pentru unul fiecare dintre noi în ciuda greșelilor noastre. Și astăzi aș vrea ca împreună să descoperim că ceea ce avem la dispoziție, resursele noastre interioare și poate chiar exterioare, sunt suficiente pentru a fi fericiți și pentru a împlini voința lui Dumnezeu. Cred că deseori trebuie să trecem peste un complex pe care l-aș putea numi antivocațional împotriva chemării noastre, care ne determină să credem că ceilalți au mai mult și datorită faptului că primesc mai mult de la Dumnezeu, ajung mai ușor la fericire. Nu este nici de cum așa.
Și vom lua drept călăuză un personaj un pic faimos din Sfânta Scriptură, un judecător, Samson, un judecător care a primit de la Dumnezeu tot ceea ce putea primi un om pe acest pământ, putere, faimă, posibilitatea de a se impune în fața celorlalți, dar care o sfârșește în mod trist. De fapt, istoria lui Samson este atât de tristă încât este foarte rar amintită, fie ca model, fie ca element din care putem să învățăm ceva pentru sufletul nostru. Însă, un lucru este sigur, Dumnezeu lucrează și a lucrat și prin viața acestui om, prin viața lui Samson. El este fiul unui bărbat și al unei femei care erau dominați de sterilitate, nu puteau să aibă copii. Și Manoah, tatăl său, împreună cu soția sa, primesc vizita unui înger al Domnului care anunță binecuvântarea lui Dumnezeu, anunță faptul că Dumnezeu va binecuvânta această familie sterilă și îi va dărui un fiu care va avea menirea să elibereze Israelul. Așadar, un plan al lui Dumnezeu măreț pentru un copil nenăscut și o dorință de viață din partea lui Dumnezeu atât pentru acest copil cât și pentru poporul său. Și un nume, Samson, care vorbește despre măreția și destinul acestui om. Samson în limba ebraică înseamnă soare. Și dacă vreți, sunt condițiile de bază ale fiecărei vocații, ale fiecărei chemări, a vocației noastre, a tuturor. Pentru că, în primul rând, vocația lui Dumnezeu este o dorință de viață, o dorință ca omul să trăiască și este în același timp o intervenție a celui atotputernic în sterilitatea omului, în slăbiciunea ființei umane. Acolo unde omul nu poate să facă nimic, Dumnezeu intervine și dăruiește viață. Și mai avem și privirea lui Dumnezeu, care este cu totul diferită de privirea noastră a oamenilor. Privirea lui Dumnezeu, care este atât de puternică și atât de pătrunzătoare, încât ajunge acolo unde privirea umană nu este capabilă să ajungă. Și așa se întâmplă atunci când Hristos îl întâlnește pe Simon și îl vede în Simon pescarul pe Petru, pe cel pe care avea să zidească biserica sa. O privire pătrunzătoare care îl vede apoi pe Ioan și vede în acel tânăr discipolul prea iubit, cel care avea ca la cina cea de taină să-și plece capul la pieptul lui Iisus, care a avut curajul să urce calvarul împreună cu Mântuitorul și care mai târziu ajunge să fie discipolul atât de îndrăgostit de Dumnezeu, încât să intuiască cea mai minunată definiție a Creatorului: Dumnezeu este iubire. Iar privirea lui Dumnezeu ajunge și în viața mea, în viața noastră, a tuturor, și descoperă în inima noastră o comoară deosebit de prețioasă, pe care noi nu suntem capabili să o vedem. El vede în iarna mea, în gerul meu, rodul grâului, rodul spicului plăcutului Dumnezeu. Vede în inima mea acea dărnicie, acea generozitate de care nu mă cred niciodată în stare, dar pe care El o așteaptă de la mine zi de zi. Vede în noi toți râuri de lumină, râuri de viață, care să conducă spre marea iubire a lui Dumnezeu. Așadar, Samson se naște, crește și este însoțit de puterea lui Dumnezeu și de această grijă deosebită a lui Dumnezeu pentru viața sa. Și ne spune autorul cărții Judecătorilor că Dumnezeu cu Duhul Său îl însoțea pe Samson, era mereu prezent în viața sa. Și de acest lucru este conștient și Samson, pentru că la sfârșit, când destinul său pare să falimenteze, îi cere lui Dumnezeu din nou acea putere pe care a pierdut-o și care era dată de prezența lui Dumnezeu. Însă ceea ce este trist este că Samson nu folosește această putere a lui Dumnezeu conform planului pe care Dumnezeu îl avea pentru el și pentru poporul ales, ci o folosește într-un scop egoist, o folosește într-un mod
crud, am putea spune, teribil, organizând deseori pe cont propriu expediții împotriva filistenilor pentru a le arăta cine este mai puternic. Și Samson, cel puternic, se vede slab, își pierde puterile, mai ales atunci când se lasă sedus de femeile filistene și devine neplăcut în ochii lui Dumnezeu. Și am putea spune că în istoria lui Samson se întâmplă ceea ce de obicei în viața creștinilor are loc invers. Samson s-a crezut puternic și s-a descoperit slab. În schimb, creștinii, oamenii lui Dumnezeu, cei care vor să-L urmeze cu fidelitate, descoperă că sunt ființe slabe. Noi toți suntem slabi, însă descoperim în slăbiciunea noastră o putere care nu vine de la noi, dar care vine de sus și care ne conduce pe acest drum al vieții noastre, pe drumul împlinirii vocației noastre. Este ceea ce, spre exemplu, Sfântul Apostol Paul mărturisea în cea de-a doua scrisoare către Corinteni, la capitolul 12, când recunoaște că este stăpânit de o slăbiciune, o numește el un ghimpe, care nu-i dădea pace, de care vroia să scape, pentru care l-a invocat pe Dumnezeu de atâtea ori, însă Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea, ci i-a spus, harul meu îți este de ajuns, pentru că puterea mea se vădește în slăbiciune. Și atunci Sfântul Apostol Paul recunoaște că atunci când sunt slab, atunci sunt puternic, pentru că în slăbiciunea noastră a oamenilor, Dumnezeu poate să acționeze. În slăbiciunea noastră, Dumnezeu intervine cu brațul Său și duce la îndeplinire planul Său pentru unul fiecare dintre noi. Trebuie să fim conștienți de acest lucru și trebuie să înțelegem că desăvârșirea sau sfințenia noastră creștină nu înseamnă perfecțiunea, nu înseamnă eliminarea oricărei slăbiciuni, cât mai ales a fi capabil să conlucrăm cu harul lui Dumnezeu pentru a crește și pentru a ne pune în slujba celorlalți. Samson nu reușește să înțeleagă acest lucru, nu reușește să înțeleagă că acea putere a lui Dumnezeu nu este pentru el, ci este în folosul întregului popor. Și îl părăsește pe Dumnezeu, pentru că nu este Dumnezeu cel care îl părăsește pe Samson, nu este Dumnezeu cel care îl părăsește pe om, ci omul este mereu cel care se îndepărtează de Dumnezeu. Omul este cel care refuză să răspundă chemării lui Dumnezeu și nu lasă pe Dumnezeu să lucreze în viața sa. Și dacă în momentele în care Samson era puternic, înțelegeam că era însoțit de puterea celui prea înalt, când devine slab, când renunță la legătura sa cu Dumnezeu, când se lasă cucerit de filisteni, în special de acea femeie, Dalila, Samson devine slab, își abandonează chemarea aceea de a fi consacrat al Domnului și alege parcă să facă pact cu dușmanul, iar acest lucru îi va aduce în cele din urmă moartea, pentru că filistenii îi descoperă secretul său, descoperă unde se află puterea sa și acționează împotriva lui prinzându-l, scoțându-i ochii și condamnându-l la umilință. Însă, chiar și atunci când Samson falimentează, chiar și atunci când este umilit, chiar și atunci când planul său pare să nu aibă niciun sfârșit bun, Dumnezeu nu-l abandonează pe Samson, ci crede în continuare în puterea sa. Iar în momentul în care fiul lui Manoah îi cere pentru ultima dată Domnului puterea de a lupta împotriva filistenilor, i-o oferă. Și ne spune autorul cărții că în acea seară în care Samson fusese dus pentru a fi luat în bajocură de filisteni, când a dărâmat acea casă asupra lor, a omorât mai mulți decât ar fi făcut întreaga sa viață. Aceasta pentru că în cele din urmă Samson înțelege că rodnicia vieții sale, rodnicia planului său, este atunci când folosește puterea pe care Dumnezeu i-a dat-o nu în scop egoist, ci în folosul tuturor, a multora. Este lucrul care trebuie să-l înțelegem și noi, că vom fi cu adevărat rodnici și vom împlini cu adevărat vocația noastră când ne vom pune
toate calitățile, toate darurile pe care le primim de la Dumnezeu în slujba celor de lângă noi, în folosul tuturor, în construirea unei lumi mai bune, a unei umanități pline de iubire. Această istorie a lui Samson nu este o istorie despre cum sunt oamenii, cât mai ales o istorie în care suntem chemați să descoperim cum este Dumnezeu și cum acționează El. Dumnezeu ne spune această istorie că umple viața oamenilor cu o putere, o putere deosebită, oferă fiecărui om harul său în ciuda meschinității sau a infidelității omului. Dumnezeu nu refuză să se închidă în fața omului care păcătuiește. Această istorie ne spune că Dumnezeu îl însoțește pe om, îl însoțește zi de zi și crede până la capăt, până la ultima lui suflare, că omul se poate întoarce la Dumnezeu. Această istorie ne spune că Dumnezeu nu-l abandonează niciodată pe om, pe niciun fiu al său. Noi suntem cei care putem să-l abandonăm. Cred că în această seară avem nevoie să ne recunoaștem în fața lui Dumnezeu și, de ce nu, și în fața semenilor noștri ca fiind slabi, ca fiind limitați și să-i cerem Domnului să ne însoțească El cu puterea Sa, pentru ca în slăbiciunea noastră să lăsăm să iasă la suprafață puterea Harului lui Dumnezeu, să-L lăsăm pe El să ne lumineze calea pentru a înțelege cu adevărat alegerile pe care trebuie să le facem în viață și să le facem nu atât în baza puterilor sau a capacităților noastre, cât mai ales pe baza promisiunilor de mântuire și de fericire ale lui Dumnezeu. Să-i cerem să ne ajute să nu-L părăsim niciodată, ci să fie El Cel care ne luminează calea, pentru ca atunci când credința noastră este amenințată de neîncredere, iar speranța este amenințată de disperare, să fim cu adevărat ancorați în El. Să-i cerem să nu-L abandonăm atunci când ceilalți poate ne iau în derâdere și viața noastră pare că se umple doar de eșecuri. Să-i cerem să ne fie alături atunci când nu mai știm cum să trăim iubirea față de semenii noștri și când disperarea pune stăpânire pe sufletul nostru. Să-i cerem ca în viață, dar și în moarte, ca în fericire, dar și în momentele mai dificile, să fie El stânca vieții noastre, pentru ca zi de zi să ne putem baza pe puterea Sa și să-L lăsăm să lucreze în slăbiciunea noastră. Amin.